Bine ați venit, doamnelor și domnilor! Eu sunt Daragiul, dumneavoastră preferat, și astăzi avem un câine la ușă care dorește să iasă. De ce faci asta mereu când filmezi? Off, off, off! Tesi, tu ce părere ai de Valentine's? De ce îmi pui mâna pe față? Ce vrei să zici cu asta? Ce vrei să zici cu asta? Ei bine, și astăzi, cu ocazia trecerii zilei de Valentine's Day și urmând un 24, adică Dragobetele, varianta noastră românească de Valentine's Day, am decis, pe baza acestui comentariu minunat, să fac un top 5 tipuri de relații care mi-au trecut mie prin cap, plus ce mai mi-a scris voi prin comentarii, așa că ăsta este topul. Pe primul loc avem relația aia de pe Facebook. Da, știu, Facebook. Da, bă, a murit Facebook-ul de cine mai stă pe Facebook? Discord, frate, sau Insta, da, și TikTok. Să nu uităm de TikTok. TikTok, frate, ăsta e nou. Ei bine, ați fi surprinși că o grămadă de lume încă folosește Facebook-ul. Și nu numai că îl folosește, îl folosește bine de tot. Adică nu numai că stau pe acolo să se frece la vreo bunăciune tunată, dar alții o duc la următorul nivel. Se căsătoresc pe Facebook. Da? Nu mă întrebați pe mine ce și cum, dar știu că știți foarte bine scenariul ăla în care vezi una bună pe Facebook, dai să intri pe profilul ei și bam! Direct la 20 și ceva de ani are acolo trecut la status căsătorită cu Gigel Frone. Iar când se intri în pozele ei, bam, te lovește și acolo diabetul zaharat când vezi atâta dulceață care curge prin comentarii la pozele cu ei doi. Ba de la rude, ba de la prieteni, ba de la oricine ar fi, toate comentariile alea sunt de genul: vai ce frumoși sunteți, pupici, 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 vă așteaptă mania căsică porumbeilor. Bă, și stai așa că o poză, două pe Facebook cu prietena sau soția sunt ok, dar unii, frate, au dracului altar pe wall-ul lor. Adică ei nu zici că sunt împreună cu persoana aia, nu, zici că idolatrizează un zeu de pe altă planetă. Adică real, ai mai multe șanse să câștigi la, nu știu, loto 6 din 49 sau să te drăznească un fulger decât să găsești o poză în care nu sunt ei bot în bot ca doi porumbei. Vai ce frumoși sunteți! Pe locul 2 avem relația sufocantă. Cred că avem sau am avut cu toții un prieten în gașca noastră care și-a făcut pentru prima oară și el o prietenă. E bine, de cele mai multe ori când tipul ăla își face o prietenă, înseamnă efectiv adio. Adio, prietene, poate ne mai auzim peste câteva luni când vă despărțiți, sau poate chiar niciodată dacă ea trece la pasul următor și îți dă cerere de căsătorie pe Facebook. Un exemplu de conversație între tipii ăștia doi: iubii, vezi că vreau să mă duc și eu la meci cu băieții, ok? Dar să știi că vin repede. La meci, spui? Da, mă ieși și pe mine? Dacă nu mă ieși pe mine, nu mergi niciunde. Asemănător cu primul tip de relație, relația asta constă în poze cu ea peste tot. Mâncați, dar mâncați doar împreună și ce vrea ea. Prostul de sigur că plătește, nici măcar nu se pune problema altfel. Iar de ieșiri cu băieții, ia-ți gândul. Nici nu se pune problema. Și cireașa de pe tort, pam, 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 întrebarea eternă a oricărui băiat din gașca aia, și anume: de ce, frate, de ce o lași pe aia să facă ultimul sclav din tine, bă? Da, bă, nu vezi că își bate joc de tine? Nu știu de ce am accent de moldovean așa un pic când vorbesc, dar... Iar la care el răspunde de obicei cu ceva gen: da, bă, dar dacă o iubești, o iubești așa cum e. Doar știi cum sunt fetele. Pe locul 3 avem relația aia blană. Acum că am făcut de primele două tipuri de relații din acest top, totuși știm și noi câteva cupluri care au genul ăla de relație blană. O relație relaxată, o relație în care ea nu e crizată, o relație în care el nu e prost de băune, o relație în care atât el cât și ea au ceva de oferit, o relație care nu se bazează în proporție de 100% pe o persoană sau pe cealaltă, relația aia blană, frate, relația aia în care ea merge la baie și nu urlă în primele două secunde că a găsit
Doamne ferește, capacul ridicat. Relația aia în care el nu trebuie să dea raportul la fiecare 5 secunde cu cine e, unde e, ce face, că Doamne ferește, poate o înșală pe dobitoacă. Ei bine, tipul ăsta de relație se găsește din ce în ce mai greu și se pierde foarte repede. Pentru că în comparație cu celelalte două tipuri de relație de care v-am povestit deja, relația asta necesită încredere și, vai, ca să vezi cu adevărat iubire. Așa că dacă aveați de gând să sfătuiți pe cineva să-și facă o relație de genul, eu zic să vă luați gândul de pe acum. Căci singurul mod în care se poate obține una ca asta este doar în visele voastre. Glumesc, se poate, dar constă în atât de multe, e greu, ok? E greu. Și tu, cât și ea, trebuie să fiți mișto, atât singur cât și împreună. Pe locul 4 avem relația aia plictisită, frate. Bă, plictisită! Cred că ai văzut și tu cuplurile alea care se plimbă prin mall, împingând așa încet un cărucior, în timp ce șcară pungile cu haine. Și au așa niște fețe de zici că tocmai a ieșit de la un examen din ăla greu, da, greu, frate. Ei bine, cuplul ăsta este un stereotip pe care îl observ peste tot pe unde merg și din punctul meu de vedere este și cel mai trist și cumva demotivant lucru pe care poți să-l vezi. Spre deosebire de celelalte trei tipuri de relații, în tipul ăsta de relație nu mai există nici măcar interes. Interes în ceea ce face celălalt, cum se simte, ce-și dorește și treburile astea pe care cuplul ăsta plictisit nu dă nici doi bani. Ei au o viață expirată, fără vreun motiv să mai facă ceva. Nimeni nu motivează pe nimeni și de obicei, din păcate, copilul ajunge să fie mai mult un motiv în plus pentru ca ei să nu facă nimic. Și așa, nopțile la televizor, împreună cu diminețile plictisitoare, în bucătărie, amândoi pregătindu-se să meargă la lucru, ajung să fie singurele lor activități care le-au mai rămas așa de făcut înainte să dispară de pe fața planetei, de parcă nici nu au existat. Și nu în ultimul rând, avem relația aia basic. Relația la care te uiți și spui, meh, da, aici, în relația asta, totul este basic. Vorbele de te iubesc vin din cărți, nu din feeling. Cadourile sunt programate robotic pentru că așa au văzut la alții. Iar activitățile făcute împreună reprezintă, de fapt, doar niște idei / sfaturi plictisite de pe niște bloguri și mai plictisite de dating, pe care probabil și mamele noastre intrau să citească sfaturi despre dragoste și despre relații și despre dating și despre cum să faci să te iubească din nou partenerul și habar n-am, bullshit-uri din astea. Tipul ăsta de relație este un fel de cale de mijloc, aș putea spune, între relația aia blană și relația aia plictisită. Aici avem niște oameni care nu știu ce fac, dar fac din inerție. Un băiat care își întreabă prietenii care e faza cu fetele astea și o fată care merge să bârfească cu prietenele ei despre ce ar trebui să facă sau să nu facă ea în funcție de ce au mai făcut ele până în momentul ăla. Tipul ăsta de relație nu pot să zic eu că mi se pare că ar fi o relație bună sau o relație proastă. Mi se pare că e o relație care nu există. E mai mult, dacă vrei să o numim așa, un schimb de experiențe. Tu îi arăți poze cu și ea ți arată restul. Și așa, lumea e fericită. După scurt timp, găsiți ceva ce vă atrage mai mult și cam asta a fost relația. E mai mult o relație așa de tranziție, de încercare, dar care nu e exclus să degenereze la un moment dat într-o relație toxică, ca în cele de care v-am povestit până acum. Sau în cele, da,
cele mai rare cazuri să evolueze într-o relație blană. Dar eu unul minune asta nu am apucat încă să o văd cu ochii mei, deși cred că există o mică șansă să se poată și așa. Ei bine, și ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să și trimiteți videoul ăsta prietenului ăla care real chiar are nevoie să-l vadă. Așa că eu am fost Daragiul dumneavoastră preferat. Subiectul ăsta îl băgăm în jurnalul nostru ca de obicei. Vă mulțumesc pentru toate sugestiile voastre. Dacă aveți o idee de clip, știți deja, scrieți-mi în comentarii mai jos sau dați-mi un mesaj pe Insta, un DM, și o să mă uit acolo, mai uit așa să văd despre ce ați vrea să vorbim în următorul episod de sâmbăta viitoare. Așa că eu v-am pupat! Mua! Credeai că am închis clipul. Te-ai fraierit singur. Tesi s-a întors. Unde e? Acolo. Ce faci? De ce ești din... O, bate din coadă, e nervoasă. De ce ești din cameră de fiecare dată când vreau să filmezi? Afară, înăuntru, hotărăște-te.